Având în vedere atenționarea meteo de caniculă pentru perioada următoare, în care se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius și disconfort termic, medicii îi sfătuiesc pe hunedoreni să respecte câteva măsuri de protecție prin care să facă față caniculei. Sfaturile sunt extrem de importante de respectat, deoarece în cazul apariției unor simptome cauzate de caniculă, fără acordarea rapidă a îngrijirilor medicale de urgență, șocul hipertermic poate fi fatal. În perioadele caniculare trebuie evitate pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, consumul de alcool, consumul băuturilor cu conținut ridicat de cafeină, cafea, ceai sau cola, consumul de zahăr, sucuri răcoritoare carbogazoase și alte dulciuri, deoarece acestea favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Trebuie evitate și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie, activități sportive sau chiar grădinărit. În caz de caniculă, este recomandat consumul zilnic de apă potabilă, fără a aștepta să apară senzația de sete. Este recomandat de asemenea consumul zilnic de cât mai multe fructe și legume proaspete cu conținut mare de apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar cu apă. Dușuri călduțe fără a ne șterge de apă pentru că are un efect răcoritor. Trebuie evitate ieșirile cu copilul din casă în intervalul orar 11-18, mai ales dacă este foarte mic, de până la un an. Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. În cazul apariției unor simptome cauzate de caniculă sau a agravării celor datorate afecțiunii cronice, trebuie să solicitați imediat ajutor medical. Fără acordarea rapidă a îngrijirilor medicale de urgență, șocul hipertermic poate fi fatal. Și nu în ultimul rând, atenție la vestimentație, care trebuie să fie lejeră, iar pe cap să purtați pălării de soare sau șepci în culori deschise.